Vasiliu, mă bucur teribil de tare pentru că suntem la un festival de film de comedie irlandez. Tu ai jucat într-un film care nu era comedie, din păcate, dar eu cred că poate să fie de bun augur să te mai întorci puțin după Milo, pe care l-ai făcut și am reușit să-l și prezentăm în România. Și vreau să știu care a fost momentul cel mai special cât ai fost în Irlanda și ai filmat la Milo, unde filmai cu un băiețel. Da, era un băiețel extrem de talentat. Uh-huh. I-ai făcut o fetiță între timp. Deci, deja da. Ai deja un ginere în, da, în perspectivă. Că suntem la un festival de umor. A, da. Deja spune că e cam mare, deci vă dați seama ce soacru să fie, da? Așa? Dar un băiețel și ager și avea așa o poezie a lui foarte interesant, copilul. Și nu era ușor să-i faci față, pentru că era foarte pasionat și foarte viu. Uh-huh. Se știe că e foarte dificil să... Uh-huh. Dar mai jucase sau l-au luat dintr-un casting pentru prima oară? Uh-huh. Nu, din câte știu eu, nu era. A fost chiar debutul lui. Nici nu știu dacă după aia mai... N-ați păstrat legătura. Nu pot să cred. Un timp după Aha. care, Aha. da, nici traseul filmului... Cum se pierd toate, de fapt, astea, așa. Da, din păcate, nu sunt o bună păstrătoare de contacte. Eu am fost, că ne știm de când ai câștigat Palm d'Orul cu 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, așa încât, vezi, pot să zic că... Da, a fost mai ușor un pic. Da. Am fost mai aproape, a fost... Da, au fost toate momentele extrem de puternice pentru mine și emoțional și... Să le spunem un pic despre film, sigur după aia își caută ei trailerul pe net să vadă despre ce e vorba. Da, am jucat mama unui copil cu o boală mai rară, o boală de piele, pe care nu mi-am amintesc... De care nu mi-amintesc foarte multe lucruri. În primul poate rând, că ai vrut să le uiți. Nu mi-amintesc. Știi cum spun psicanaliștii. Da. Da, probabil. Ea se manifesta prin multă pilozitate, tot corpul, inclusiv pe față. Dar multă. Și despre asta e vorba. Acum copilul dispare de acasă și descoperă că are această boală de care nu știa, pentru că în fiecare dimineață se dădea cu o cremă și un fel de cremă epilatoare, dar el credea că e o cremă pentru sensibilitatea asta pe care o are a pielii. Părinții au ascuns adevărul, el pleacă într-o tabără, nu ajunge în tabără, ajunge în altă parte. Nu spune în finalul, pentru că poate toate, așa. Da. Și ești o mamă româncă. Sunt o mamă româncă care e căsătorită cu un irlandez bogat. Doar în film. Așa. Un om cu destul de multe probleme, în sensul că el face niște clipuri pe internet de promovare a unor produse feng shui și vrea ca totul să fie ca în clip și în viață. Adică tot perfect. Perfect. Și nu suportă niciun fel de, cum să zic... Reproș. Da, și nimic, adică totul să fie extrem de frumos și estetic, așa, adică... Chiar dacă nu în profunzime, adică nu-l interesează neapărat conținutul, dar aspectul exterior... Păi de-aia și o nevastă așa frumoasă. Am înțeles. Da, vreau să știu dacă ai văzut ceva filme irlandeze cât ai stat acolo. Adică ai fost și la cinema sau nu? Filme irlandeze nu prea am văzut, doar la televizor. Mai prindeam așa seriile câte ceva. Cât ai stat? Dar am văzut o piesă de teatru. Da, în Dublin. Am stat o lună. Și m-a impresionat pentru că ei au actori foarte buni. Era jucată în irlandeză sau în engleză? În engleză. În engleză. Okay. Ba, puțină lume mai știe irlandeză. Știm asta, da? Da, greu. Da. Am auzit cu și irlandeza. Română, noi așa, da, am auzit, da. Totuși ei își promovează limba, adică încearcă să facă oamenii să o învețe chiar și la vârste mai înaintate.
dar e o limbă destul de grea. E complicată, da. E foarte complicată. Eu știu de la un film pe care a trebuit să-l subtitrez la un moment dat, dar aveam și în engleză, că altfel sigur că nu m-aș fi descurcat, dar în momentul în care a trebuit să pun doar titlurile, dispărea partea în engleză, știi? Și trebuia oarecum să mă ghidez, când e vorba de film, e ceva mai ușor pentru că merge și imaginea și te mai ajută cât de cât. Da. Se vorbește și în film, cred că se vorbește la un moment dat, e un fragment în care doi actori vorbesc irlandeze și e foarte drăguț. E foarte muzical, așa, pare muzical, dar e grea, e clar că e foarte complicată. Este și unul de motive, în general, cu cât e mai grea, cu atât se pierde mai repede, știi? Mai ales dacă nu, dacă nu e un număr mare de populație, știi? Cam asta e. Ce să zic, pentru mine toată experiența în Irlanda, am și zis-o de multe ori, a fost așa ca o terapie. Uh-huh. Terapie de culoare verde, pentru că este un verde atât de frumos și de puternic. E culoarea lor. Și cu trifoi cu tot. Dar care trifoiul lor e total diferit de al nostru, după cum bine știm. Dar chiar cu adevărat, verdele lor e atât de viu și de puternic. Uh-huh. Și eu sunt drăguță de România. Dar acolo e un pic altceva datorită ploilor dese. Las că am fost și noi serviți în ultima vreme de destule ploi. Cred că acum când facem filmarea chiar plouă afară. Da, asta am zis. E exact vremea care mi-amintește de Irlanda. Mm-hmm. Pentru că am vrut să te băgăm din nou în, exact, așa, în atmosferă ca să te amintești mai cu drag. Câți ani sunt de când ai făcut filmul acolo? Mai știu în ce an era? Da, era în 2012, deci 9 ani. Cum ai prins rolul din Milo? Deci te-au văzut în 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, au văzut filmul de la Cana lui Cristian Mungiu sau agentă, că știi, acum lumea a învățat ce înseamnă un agent, dacă au văzut pe Netflix, dacă nu le recomand, clar. Ceva care se cheamă, un serial care se cheamă 10%, 10%, dar bineînțeles toată lumea știe după titlul englezesc, chiar dacă e franțuzesc, și anume Call My Agent. Deci agenta te-a sunat de data asta și nu ai sunat-o tu pe ea? Sau cum a fost? Nu. Agenta nu mi-a găsit, aveam o agentă atunci din Sarajevo, dar nu prin ea. Ei aveau nevoie de o actriță româncă, probabil au dat pe internet actrițe românce care au jucat în filme premiate sau filme importante și mi-au cerut să dau care o probă. Care arată ca o mamă în devenire. Da, culmea... Nu știau că încă n-aveai copilul, așa, ai văzut, au citit pe chip, așa. Dar așa. Cred că a fost așa de la Dumnezeu, a fost o șansă pentru mine, pentru că eu și copilul, protagonistul, semănam foarte bine. Și, deci pe el l-au ales întâi. L-aveau pe copil, deci nu invers pe tine și să semene copilul cu tine. Ok, perfect. Nu. Foarte frumos. Și, așa zice, copilul de fapt te alege. Da. Atunci mi-au cerut să dau o probă. Am dat o probă, m-am filmat. Adică m-a filmat cineva ca să în România. Da. Actorul fără trac nu e actor. Așa? Da. Și am trimis proba. Ei m-au chemat să mă cunoască. Eu n-am putut să mă duc. Le-am spus că sunt cu spectacole la teatru. Aveam și o mare frică de avion atunci. Între timp i-a trecut pentru că nu se mai zboară. Cum este? Suntem la un festival de comedie, așa că trebuie să vă spun toate detaliile astea. Da, și până la urmă am spus, dacă mă vor cu adevărat, până la urmă o să mă cheme direct. Așa mi-am făcut eu socotelile și așa a fost, adică m-au ales în urma acelei probe și am fost direct la film. Inițial am fost la o repetiție, câteva zile. Chiar în Dublin s-a filmat? Chiar în Dublin, în Dublin și în... Împrejurim. Da, și în împrejurim. Dar știi că tot în împrejurim e și Urzeala Tronurilor, tot acolo sunt câteva filmate. Da, sunt niște peisaje absolut super extraordinare, nu am văzut nicăieri. Ceva asemănător. E un rai, așa, cel puțin, chiar așa cum îl imaginăm noi. Da. Și oamenii sunt foarte calzi, foarte inimoși. Zici că noi știm și de la festivalurile de aici, că întotdeauna și de la ambasadorii pe care i-am avut de-a lungul timpului și întotdeauna se atașează de noi, pentru că probabil că funcționăm bine în direcția asta. Așa, spune-mi despre piesa de teatru la care ai fost. Deci ai fost la o piesă de teatru? Am fost la o piesă de teatru, nu mi-amintesc cum se numea,
era făcută așa foarte realist, ceea ce mi-a plăcut, pentru că voiam să-i cunosc pe ei ca, cum să spun, ca oameni și ca actori și cum funcționează ei și cum fac un personaj. Pentru că ea vede, să știți, fiecare cusătură. Am văzut eu. Am văzut la câteva filme cu ea sau la câteva spectacole. Am văzut alt spectacol, alt film. Da, și mi-a plăcut. I-am cunoscut pe urmă și pe actorii care au jucat în seara aia și toți văzuseră 4-3-2. Deci știau. Sunt niște oameni... Sunt foarte cinefili și ei. Asta foarte. E ideea, da, și da. Citesc și văd și sunt... cum să spun, m-au impresionat. Și ai mai ajuns acolo de atunci? Nu. Adică într-o vacanță sau în ceva? Nu. M-au invitat la premieră. Așa. Nu am putut, Să meargă, că a avut spectacol la Notara. Nu mai știu de ce, dar n-am putut să merg. Era ziua anunții, nu știu, nu, că era mai încolo. A fost un eveniment trist atunci, de asta mi-am amintit. Așa. N-ai mai ajuns de atunci acolo, da? N-am mai ajuns în Irlanda, nu. A fost superb, am văzut și partea de nord, aveam un prieten profesor universitar la la Belfast de matematică și m-a luat și am vizitat toată coasta aia superbă și sălbatică și vântoasă și dezlănțuită, foarte frumos, foarte frumos. E foarte cinematografic totul acolo, de fapt, adică e chiar mai mult decât teatru din punctul meu de vedere. Totul mi se pare mult mai cinematografic decât în orice altă parte. Da, și filmul nostru, Milo, are niște imagini extraordinare. Pentru Milo, ai avut un regizor sau o regizoare? Că tot se poartă acum, o regizoare multe și la nominalizări și la Oscaruri și la Cezaruri și peste tot. Da, am avut doi regizori, doi frați olandezi, Rul și Berend Borsma. Grele nume. Foarte grele. Dar de-aia e actriță, ține minte, asta e. Cum e să lucrezi cu doi deodată? Așa, întotdeauna m-am întrebat la frații Dardenne, de exemplu, care știi că lucrează mult cu Cristian Mungiu, sau, mă rog, sunt coproducători de cele mai multe ori la filmele, sau împreună fac coproducții pentru alții, după cum bine știm. Adică unul spunea, s-a ocupa de exterioare, unul de interioare? Nu știu ce vorbeau ei în spatele camerei, dar doar unul venea și ne transmitea ce aveam de făcut. Erau foarte... Erau la debut? Da, erau la debut. Mai făcuseră niște filmulețe de conștientizare a unor probleme în societate. Păi și ăsta era totuși un impact important de familie, de copii, de toate. Da. Și erau foarte, foarte educați, foarte rafinați, foarte modești. Și atunci niciodată nu m-au pus așa într-o situație dificilă sau... ca și comunicare. Înțelegeam tot ce-mi spun, încercam să... Până engleză, presupun. Da. Nu cred că am învățat olandeza cu repede înainte, care e una dintre cele mai Chiar le-am și... Le și propuneam lucruri, așteptau și de la noi. Adică v-au lăsat să improvizați sau să sugerați? Să sugerați, nu să improvizați. Da. Okay. Mi-a plăcut mult. Și chiar și la repetiții, că am avut câteva repetiții, puține, dar înainte de filmare, mai ales cu actorul Graham, Stuart Graham. Care era rolul soțului Da, rolul soțului. Și a fost așa foarte, foarte drăguț, pentru că ei ne puneau să ne obișnuim unii cu alții, exact ca la institut, adică... Da. Nu mai e nevoie chiar de tot procesul ăsta, că... El uneori poate fi foarte important. Dar mi-a plăcut, mi-a plăcut să... Chiar să ne cunoaștem, să ne relaxăm unul în prezența altuia și cu copilul nostru. Și să începeți să funcționați împreună. Adică nu v-au închis chiar într-o casă prezdă, nu știu cât timp. Nu, nici gând. Nu, așa, nu. Ca la ilegitim, de exemplu, al nostru local. Da. Nu. Nici n-au fost scene atât de complicate, de grele, de... pur și simplu pe text. Am citit textul și ne-am încercat să improvizăm, să ne obișnim unii cu alții. Să funcționăm, da. În afară de Irlanda, în ce țări ai mai filmat? Am făcut în Italia. Da, am făcut două filme în Italia. Așa, când avem poliția. Știi cum e, că la noi întotdeauna să știu lucrurile exterioare filmului și după aia te duci să vezi filmul. Și după aia am mai făcut unul tot în Italia.
chiar eram însărcinată și un film, tot așa, un film dificil, tot cu un copil, un copil, o tânără fată. E soarta ta asta, cu sau fără copii. Eu eram copii, mamă vitregă. Da, eram, erai, da. Mama da, erai e... ca la Disney, era o mamă vitregă de asta, așa, cuceritoare. Nu e, da, da, nu, da, ei da, au vrut să fie o vrăjitoare și au spus, tu arăți, tu nu arăți ca o vrăjitoare, dar trebuie să fie o vrăjitoare, da, rea și... A făcut un mic efort, nu foarte mare, dar i-a ieșit, da. Era cu contraplo. Da. Așa. Da, nu, nici nu contează neapărat cum arăți, da, nu, 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 sau contează, da, ce gânduri ai și cum, da, le transmiți, da, da, și mai umăr, mai. Da, anumite gesturi. Da, poți să-ți faci personajul foarte frumos, indiferent cum arăți. Și a fost așa, tot așa, o experiență frumoasă. M-am filmat lângă Roma, într-un oraș efectiv dărâmat de cutremur. A fost traumatizant. Ei, da. Da, dar... Cum s-a chemat filmul? Fiore. Da. Mai am o singură întrebare. Ai trimit-o pe Anastasia. Anastasia e fetița ei. Când se face puțin mai mare, într-o tabără în Irlanda? Da, sau sigur. Te duce numai tu cu ea, n-ai lăsat-o singură în tabără? Grea, dacă ar fi suficient de mare și aș ști că se de... Da, aș lăsa-o în tabără. În Irlanda e foarte așa sigur. Așa e, tocmai de-aia de asta vreau să e spun, foarte, da, sigur. Nu... Da, 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 așa e. Deci asta vreau să spun, că mie mi s-a părut acolo că pentru copii este un fel de rai. Toată lumea are, da, mare grijă de ei. Există parcul ăla formidabil unde te poți plimba și cu mașina și unde vezi tot fel... Ai impresia, da, că e un fel, da, de grădină zoologică fără gratii. N-am văzut nicăieri în lume chestia asta. Și pe de altă parte, fără pericol. Bine, sigur, n-ai lei, urși și alte, așa, dar... Da, este extraordinar. E absolut extraordinar, așa, încât... Da, e un loc ideal, da, pentru copii. Pentru copii, da. Doar da, că da, eu n-am fost vara, eu am fost cumva primăvara și a fost foarte frig. Și ploaie aproape tot timpul, ieșea soarele, erau patru anotimpuri dintr-o dată, în câteva păi, minute. Păi vezi, au avut grijă de tine să le treci pe toate într-o lună de zile. Eu aș fi mai și într-o lună, da? Am fost răcită în continuu. Ai ajuns la St. Patrick? La catedrală? Nu cred că am ajuns. E catedrala cea mai mare din centrul orașului. Nu cred. Bineînțeles, da, că am văzut. Da, da, nu știu, da, dacă am, nu mi-aminte să fi intrat. Data viitoare mergem împreună. Îți, da, mulțumim tare mult. Mulțumesc și Irina.